Eu sunt Sofia Folbert, născut aici în Criț, în 29 iunie 1922. Am cunoscut-o pe doamna Sofia acum, cred că 7 ani. Atunci părea un om destul de în vârstă, încât să te temi că în anul următor poate nu-l mai găsești aici. Așa că ne-am așezat împreună să scriem, să notăm tot ce își amintea, tot ce știa și tot ce descoperise despre satul Criț. În sfat a fost foarte, o înțelegere foarte bună. Noi am stat cam în ulița unde începea și căsile românești. Dar noi n-am avut nicio problemă niciodată. Satul Criț este un exemplu de comunitate săsească foarte bine organizată. Așa cum au obișnuit sașii să trăiască în Ardeal mai bine de 800 de ani. Asta suntem datori la strămoșii noștri. Suntem datori să îngrijim asta ce au făcut ei. Cine ar face o cetate astăzi? Atunci i-am scris tot cu creion încă. Nu era nici pixul, nu era nici hârtie. Și am stat nopți întregi și am stat și am scris cărțile alea așa mari. Asta ce e documentat și scris și filmat, asta totuși e o mare valoare pentru noi. Eu am o fiică și am 5 nepoți și am 11 strănepoți. Toți în rând și toți harnici și destul de deștepți toți. Mă simt mulțumit, sufletește, mulțumit că am reușit de a rămas toate astea și nu se pierde pentru viitor, pentru copii și pentru nepoți și strănepoții. Ce spune doamna Sofia și ce spune istoria acestui sat despre minoritatea sașilor din România, din Transilvania, spun toate celelalte sate. Microistoria pe care ne oferă doamna Sofia poate fi extinsă la nivelul întregii minorități germane.